Salutare prieteni! Bine ați venit la o nouă conversație aici în studio Mind Architect, unde astăzi vom vorbi despre ceva foarte interesant și anume psihologia culorilor. Nu doar psihologia culorilor, cât și caracterul ăsta foarte subiectiv al relației noastre cu culorile și cât de mult contează piele atât în mediul profesional, cât și acasă pentru noi. Pentru a purta conversația asta în spiritul în care v-am obișnuit și anume cu fundament științific, avem alături de noi pe cineva care a studiat pe larg subiectul ăsta și abia aștept să fiu și azi, pentru că am fost și eu studiu de caz pentru Andreea, cărei mulțumesc că este cu noi, te pup și bine ai venit! Bună, Paul, mersi mult de invitație și de prezentare! Cu mult, prezentarea abia acum urmează, dragilor, vă zic două-trei vorbe despre Andreea, Andreea Hartea, as in heart, foarte frumos o să vedeți care are legătură și cu business-ul Andreea are o firmă de consultanță și colaborează cu arhitecți și designeri de interior, în principal în Italia și Germania, mai nou și în România și am fost unul dintre oamenii care s-a bucurat un pic de expertiza Andrei De 2 ani face asta profesional, dar înainte de a avea focusul ăsta full-time pe companiei de consultanță, era color consulting. A avut parte de o educație pe care eu o invidiez, și anume Universitatea de Visual Arts Naba din Milano, Italia. Acolo a fost licență sau bachelor? A, trei ani, da. Trei ani. După care, da. himnoză și psihologie la CID-CNV, care în italiană s-ar... Centru de hipnoză dinamică și comunicare non-verbală din Milano. Deci, intersecția asta foarte interesantă între artă și psihologie, tot în Milano, în Italia. Și invidia e dublă, și pentru studii, și pentru țară. După care, mai avem Max Luscher. Lu este un test psihologic a culorilor care e folosit și... În armii, în exerciții, în, la în la armată. La armată, Super. da. Super! Da. Și o să intrăm și în discuția asta despre impactul culorilor în context medical și în alte contexte. Să vedeți ce interesant, e ce uh, efect are acolo. Și în Germania, studiul aprofundat a avut parte Andreea pe sănătate mentală, cu focus pe schizofrenie, depresie majoră, bipolarism și borderline. Uh, Protego... Uh, proiectul pro, da, Itaca este tot în Milano. Mulțumesc. Luișor a fost în Germania. Beautiful. Deci multă educație, dragilor, formală în zona asta. Eu înainte să o cunosc pe Andreea nici nu știam cât de, cum să zic, mult a evoluat înțelegerea noastră asupra științei culorilor, nu doar asupra caracterului subiectiv. Vă mai zic două-trei idei. Pe lângă faptul că e formator de consultanți în RAC Test, de care eu am avut plăcerea să mă bucur și o să vedeți și rezultatele, am făcut testul ăsta în cuplu cu Alexandra. Uh, Andreea a fost și speaker la TEDx Roma, uh, unde ai povestit despre. Subiectivitatea culorilor. Beautiful. Și Mai ales în artă. Și uh, ai fost publicată parte din cartea uh, lui Gianni Maimeri. Mary. Mary. Da. Uh, culoarea perfectă. Il colore perfect. Il perfectă. Bun. Da. Cu accent pe importanța culorilor în orice domeniu profesional. Și cumva cam despre asta urmează noi să vorbim. Ai avut și roluri de speaker, înțeleg, tot în zona asta. Deci, da. practic, viața ta se învârte în jurul culorilor. Din fericire. Din fericire și <laughs> pentru tine și pentru noi. Eu mă bucur maxim că reușim să purtăm conversația asta pentru că de multe ori avem tendința asta să ne gândim, bă, culorile sunt așa, despre cum te îmbraci, cum ești pe stradă sau cum arată casa și o să vedem că și în zona asta, mie, eu m-aș fi bucurat foarte mult să te cunosc înainte să decorăm apartamentul pe care l-am cumpărat anul ăsta. Mi-ai zis tu că nu e totul pierdut, nu. că putem să reparăm mult din ce am ales noi după standarde lipsite de personalizare. Noi am ales niște lucruri acolo după... Așa, ce imagini ne-au plăcut de pe internet, dar n-am făcut Test respectiv n-am aplicat pe noi asta. Eu aș vrea să te invit să dăm startul conversației cu întrebarea: cum ai ajuns tu să ai relația asta cu culorile? Oamenii care ne privesc să înțeleagă un pic cum a ajuns Andreea să își descopere pasiunea respectiv să studieze și partea asta mai științifică legată de culori. Da, practic totul a început cu arta. Deci, uh, uitându-mă înapoi, efectiv am văzut că teoriile cele mai importante a culorilor vin din lumea artei, pentru că un pic ne punem întrebările noi, artiști, să zicem. Și, uh, efectiv, totul a început cu uh, un fel de responsabilitate. Ce pot să produc eu ca artist uh, ca să placă persoanelor și să stea bine? Efectiv, pentru că se zice că arta te vinde, carte, te face să stai bine, să te simți bine. Și, da, începând cu profesorii și examenele care aveam acolo în lumea artei, efectiv... Te întreb un pic spune. și pentru cei care ne privesc, contextul personal. Tu ai plecat în Italia la facultate, ai plecat înainte. care e relația ta la Am plecat, mică. Am plecat Așa, la 9 ani. Și am făcut okay. București, Palermo. Și acolo a fost un creș incredibil pe culori. Deci, efectiv sunt recunoscătoare Siciliei care este super colorful și super, super frumoasă și efectiv e plină de cultură și a efect când am venit din București unde era totul gri, gri acum în da, 94. Da. Atunci și am ai ajuns, Da. Și am ajuns în Palermo a fost like e adevărat. <laughs> da, există așa ceva? Da. da okay. Și natură și în flori și în arhitectură. Și na, e, fără să mi dau seama m mai impactat după ce când am mers la Milano și am început să fac artă. Milano a fost facultatea? Da, da. Okay. Acolo au început. Da. Uh, unde am stat până anul trecut, așa că au trecut un pic de ani. Și te-ai întors la gri? E Mai colorat un pic acum în București decât era când ai plecat, cred, dar oricum nu se compară cu Italia. Punct. <sus> da. Deci, da, când am intrat în București, acum un an, când am decis, am văzut că s-a făcut toată partea de urbanizare cu culorile astea pe blocuri, mm -hmm. care sunt destul de ciudățele. Deci, da. eu posibil le aș reface. Da, da, și aș da. avea și un plan de fapt de urbanizare A culorilor în București Dar se vede chestia asta Și practic da În, în artă și mai ales cu colecționiștii Am început să-mi dau seama Că fiecare colecționist avea Piticul lui uh -huh. Mie îmi plac numai Lucrări roșii Mie îmi plac numai lucrările mari, dimensiuni... Ai început să vezi tiparele astea, băi. Da, ai. da okay. și... Cu ei cum ai ajuns să lucrezi sau cum ai intrat în relație cu oamenii care colecționează? Păi, efectiv, începând să fac ex expoziții monstre și total în lumea artei, da. Și ca să supraviețuiești într-un fel, la început mai ales, trebuie să înțelegi ce-i place. Adică nu trebuie. Sunt doi tipi de artiști. Mm -hmm. Aia mai egocentrici, care trebuie să-ți placă ce fac eu pentru că așa zic eu sau ea care, nu știu, se pun un pic în my pielea humble, persoanelor și încearcă da, să investigheze și efectiv a fost, un, a fost motivul meu de research, adică topicul meu de research în lumea artei chestia asta cu culorile și efectiv vedeam cum de la colecționist la colecționist care vizionau expozițiile mele, începeau să judece ceea ce vedeau în afară de tehnică, dimensiuni și nu știu ce pe culoare deci treceau 10 inși și aproape la fiecare îi plăcea unul diferit Și mă dădeau în ceea ce zic, ok, deci hai ce stil, hai ce culoare, hai ce să fac Și am început să, să mă gândesc și să, să cercetez și să văd cât culoarea impactează ceea ce noi vedem deci, multe cercetări au făcut, da, hai să zicem că este o medie da. în, care, în care se zice că na, în primele 90 de secunde noi uh, judecăm cine avem uh, în față, adică persoana sau uh, ambientul sau uh, produsul, mm -hmm. da, uh, și culoarea determină dacă ne place sau nu între 60 și 90% alte cercetări, zic 84,7% care e o care nu plătim Cercetări e mai pe care le aveți, ca de obicei, v-ați obișnuit în surse. Dacă vă uitați jos, sub video, găsiți acolo uh, da. cercetările de care vorbește Andreea. Da, este făcut de Institutul Internațional de Culori, așa că sunt multe pe chestia asta și na, arta ce este fără culoare. Deci totul, în, în, realitate totul este culoare, adică dacă noi, noi nu putem să desprindem culoarea de realitate și este No. Eu înțeleg așa, din ce mi-ai povestit până acum și o să intrăm mult mai în profunzime, o să te întreb și ce sunt culorile mm -hmm. în scurt timp, dar înțeleg așa că din, în relația ta cu arta, unde ai avut contact cu oameni care colecționau artă, cu oameni care făceau artă, observa că preferințele sunt puternic influențate de componenta asta cromatică. Da. Mai mult, poate, decât decât, decât, decât stilul în da. care au fost realizate, lucru care e foarte insightful, e interesant ăsta, deci culorile sunt impactul primar în cum judecăm diferite lucruri, în 90 de secunde ai zis că evaluăm da. asta la oameni, la medii, da. Da. cafenele, restaurante, locuințe In și misur, așa mai da. departe. Eu da. sunt, eu pot să empatizez perfect cu asta, o să vorbim la persoana întâi când trecem la rezultatul testului meu, dar pentru mine și când am ales un apartament unde am considerat să locuim pe termen lung și când uh, merg într-un magazin sau într-o cafenea sau un restaurant, impactul ăsta cromatic e foarte puternic pentru mine și acum că spui că evaluăm asta în 90 de secunde, pot să înțeleg de ce câteodată am cumpărat niște chestii nu foarte bune, Utile. Dar erau frumoase. Da, da. mi-aduc aminte, nu știu, m-a sedus un espresso roșu sau o boxă complet neagră și roșu și negru vom descoperi că sunt în, sunt în paletă. paletă. Identitatea ta cromatică. Identitate cromatică, o să avem o bucățică despre asta. Da. Bun, aș vrea să te întreb un pic, tot în zona asta introductivă, Andreea, unde... A apărut pentru tine intersecția între culori și neuroștiință. Că am înțeles relația culorile, am înțeles cum a, ai căpătat interes pentru zona asta, dar componenta psihologică-neuroștiințifică cum a intrat în ecuație? Um, da, când am început să fac toate cursurile posibile, imaginabile despre culori și psihologie și la un moment dat eram mai mult în partea clinică, unde am făcut Max Luscher, ziceam, uh, care este testul ăsta incredibil, dar are o componentă foarte limitată în timp, adică emoțiile mele de acum îmi condiționează rezultatul și mm -hmm. dacă îl fac mâine, testul vine, iese un rezultat diferit. Starea emoțională influențează percepția. Da. Iubiți, aveți un episod pe tema asta, cum construiește creierul nostru de fapt ceea ce noi numim realitate, cu Robert Chișureș și cu Eduard Dezeanu. Dacă vreți să aprofundați ce punem noi acum pe masă așa în linii mari, găsiți episodul pe canalul Mind Architect. Poate chiar punem un link la el în clipul curent. Super! Bun. Deci, ă, asta a fost punctul de pornire, cursuri da, pe cursuri care le-ai făcut. Și o carte superbă despre artă și neuroștiință, făcut de Eric, scrisă de Eric Handel, care este, da, un premiu Câștigătorul Nobel. Câștigătorul premiului Nobel, tu da. știi pe din afară și pentru ce, studiu în da, legat de memoria. Uh, celular. Memoria celulară, da, în 2000 a câștigat uh, acest premiu. Și. A scris o carte enormă și practic a explicat cum noi percepăm, percepem arta din punctul de vedere neuroștiinței. Și acolo au fost, au fost primii mei pași. Un pic înțelegeam, pentru că fuse, făcusem hipnoză și psihologie și înțelegeam care este acolo. chestia. Da. Și practic între, da, viziunea când noi vedem ceva, practic ca să înțelegem ceea ce vedem, nu facem altceva decât să comparăm instinct in, involuntar, inconștient, inconștient uh -huh. dacă acele mesaje care interpretăm au făcut parte din backgroundul nostru. Și evident dacă au avut le avem în backgroundul nostru și au fost cu impact pozitiv, ceea ce vedem acum ne place, uh -huh. pentru că ne aduce ceva aminte din trecut pozitiv, dacă au avut un impact negativ în trecut, ceea ce vedem azi ne creează o repulsie. Uh -huh. Deci e automat Ok, e incredibil. E feeling-ul ăla, gut feeling care tu ai în. Procesare ultra-rapidă. Da. Eu aș vrea să traduc un pic ce ne-ai descris pentru uh, fanii mind-architect sau pentru oamenii care sunt la curent cu ce facem noi. Deci, dragilor, poate și aveți imaginea în față. Eu zic, Vlad, să punem desenul cu capul. Peste imagine să povestim de deci ce Andreea ce ne descrie e așa că și ce a studiat ea și o să vorbim imediat despre percepția asta subiectivă a culorilor, dar pe scurt sau ideea esențială e așa. Noi când trăim experiențe de viață ele se magazinează acolo în filtre, ceea ce noi numim în desenul ăsta filtre. Filtrele sunt. Valori, convingere, educație, cultură, dar și amintiri, inclusiv amintiri inconștiente, emoționale, memorie implicită și acolo, dacă eu, de exemplu, am avut stări minunate când priveam sau când era cromatic asta de tip apus, portocaliu, albastru, culorile de la sanse, de la apus, am trăit experiențe faine, dincolo de, nu știu, asocierea cu blocul unde le-am trăit sau asocierea cu pădurea lângă care am copilărit, apare și o asociere cromatică, nedescritul, și pe viitor, când eu văd lucruri care au paleta acromatică cromatică, din filtrele mele instalate anterior, apar o proiecție în percepția mea conștientă de moment care modifică și starea emoțională în cazul ăsta în bine. Da. Că am trăit asocieri pozitive culorile alea. Dacă, de exemplu, nu știu, aveam caietele dictando pe care făceam teme, știți, prietenii mai de te cunosc traumele mele școlare, uh, și acolo erau coperțile, nu știu, albastre, bleu sau ceva, pot să fie asociat culoarea aia cu durere și să am repulsie. Când văd un mediu da. sau ceva care e puternic bogat în paleta aia cromatică, tot așa, filtrele proiectează în percepție, percepția schimbă starea și apare o reacție de tip, Bă, eu aș pleca, deci nu-mi place e ceva, intuitiv, gut feeling, nu. Da, 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 din păcate, într-un fel, uh, culorile încarnează, se zice, da, efectiv, înglobează Experiențe întregi de viață. Mm. Și asta se întâmplă pentru că culoarea este prima informație care ajunge la noi. Noi o percepem prin ochi și prin piele. deci asta e... Și prin piele, și foarte prin interesant. Piele, da. Ne dai un pic de uh, profunzime la ideea asta. Noi am vorbit, știu, când am făcut testul la noi acasă despre percepția asta uh, kinestezică a culorilor. Poți să descrii celor care ne privesc un pic cum se întâmplă, cum și-au dat oamenii seama că percepem culorile, și tactil, nu doar uh, vizual? Deci, prin ochi devenim conștienți de ceea ce vedem. Prin piele, de exemplu, persoanele care nu văd de la naștere sau oricum nu văd în general sunt mult mai sensibili să simtă diferența de culoare. Nu știe să zică că este roșu sau albastru, dar știe să zică că e diferit unul de altul. Uh -huh. Așa. Și pur și simplu pielea este făcută să fie termosensibilă. Nu? De la soare, razele de soare și se transformă prin asta. Um, și da. Dacă noi te gândești că suntem organul nostru cel mai mare, este pielea, pielea. și noi simțim culorile, și prin piele, deci, pur și simplu, trebuie să-ți imaginezi corpul nostru ca uh, un pește care merge în apă, și culorile sunt apa. Deci, efectiv, noi așa percepem mm -hmm. tot ce ni se întâmplă, tot ce, tot ce ne conjură. Lucru care ce are sens mult. Uh, aici te-aș invita pentru că mi se pare. Relevant în contextul ăsta, ce sunt culorile, cum le-am definit? Ok. Culoarea este uh, o caracteristică a realității mizurabilă. Deci, noi putem să mizurăm. Și este fix uh, o undă electromagnetică, uh, și uh, pe baza rapidității undei da. fix se traduce într-o culoare. Dacă e mai lentă, să zicem, cea mai lentă este spre roșu, cea mai rapidă este spre, este spre violet. Okay. Și corpul nostru nu face altceva decât să detecteze și să interpreteze informația. Și interpretarea astea. înțeleg așa, că sunt doi stimul, practic, ca să vorbim un pic de mecanismul neurobiologic. Odată când percepem radiația asta electromagnetică, avem decodificarea vizuală, da? unde eu înțeleg că asta e roșu și avem o discuție bună după aia de purtat despre dacă noi vedem roșu în aceeași nuanță sau dacă da. ce e roșu pentru mine e roșu și pentru tine. Da. Apropo de faptul că realitatea nu există ci doar modelul nostru despre ea. Și ce ne povestește acum e că e și o decodificare kinestezică sau momentul în care aceeași culoare eu nu o percep vizual că nu văd, dar pun mâna pe ceva și are roșu sau violet sau albastru. Chit că vine pe inputul senzorial, cum ne-ar zice Robert, pe modalitatea senzorială-tactilă, în creierul meu se decodifică ca fiind ceva diferit. Și tu spui că sunt cercetări cu oameni care și-au pierdut vederea sau care nu au văzut niciodată, zicea. care pot distinge. Da, absolut, au făcut uh, teste. Foarte relevant, aș spune, pentru că asta ne arată încă și mai tare cât de importante sunt ele în viața noastră. Afectează și cel mai mare organ, și anume pielea. Afectează și sau. Merg mână-mână și cu simțul vizual, care are cel mai mult neural real estate. Are cea mai mare parte din creier dedicată procesării vizuale. Cortexul vizual în spatele capului e un real estate foarte mare pentru asta. Și e interesant să vedem, deci, practic, culorile afectează organul principal, piele, cel mai uh -huh. amplu, respectiv real estate cum să zic, dragilor, zona imobiliară cea mai mare din creier, e dedicată la noi procesării vizuale. În comparație cu alte simțuri, procesarea vizuală contează mult. Bun. Am vorbit ce sunt ele și am înțeles. Energie electromagnetică, decodificată, de în două feluri, da. vizual-kinestezic... Care ne modifică percepția, respectiv starea, în funcție de filtrele noastre anterioare. Da, adică în momentul în care noi primim, și mai ales la începutul vieții, primim informații noi, facem experiențe. Odată ce detectăm informațiile de afară, deci mirosurile, vederea, tact, partea tactilă, auditivă și gustativă, practic, pe baza experiențelor noastre, în momentul acela, da. ce ni se întâmplă, ne condiționează după aceea pe viitor. Nu? Uh -huh. Deci, hai să zicem că suntem aici da. și se întâmplă ceva minunat, exagerat de frumos, deci avem o intensitate emoțională foarte mare și noi, din păcate, nu și noi să știm ceată până nu o să se mai întâmplă încă o dată, ce culoare detectăm în, în ambientul ăsta. Pentru că, na, de exemplu, aici e majoritatea neagră, mm -hmm. dar nu se știe încă de ce, dar poți să înregistrezi acest portocaliu. Care pentru mine e apusul, apropo de... Care, da, te reduce acolo, dar mm -hmm. uite să vezi tu ce, ce, ce interpretare ai dat. Mm -hmm. Și, deci, corpul meu a simțit emoțiile foarte tari și foarte frumoase și a, a înregistrat, să zicem, portocaliu ăsta. Mm -hmm. Peste un an mâine, peste o lună, peste când o fi, da. eu pot să merg pe stradă și la un moment dat, nu știu, sunt cu prietenele mele, vorbim și văd o, văd o, o rochie care are culorile astea, dar nu-mi dau seama, pentru că nu ne dăm seama fix cum funcționează chestiile asta. De deci ce vorbesc cu ele? Poate am și o întâlnire și sunt de grabă, dar văd rochia asta și zic, mamă, ce frumoasă e! Stai, lasă-mă, lasă-mă, vreau să încerc să văd cum e, cum, e, cum, stau cu ea. Și nimic. o, o probez, îmi place, dar nu am nevoie de ea. Deci, efectiv, nu, nu mă gândisem să mă duc să fac cumpărături. E fără călăreț, e fără procesare rațională. nu Și e... o cumpăr. Uh -huh. O cumpăr. Și efectiv, se poate și cerceta, efectiv ce înseamnă o culoare pentru noi, ce semnifica personalare prin hipnoză, uh -huh. și mi s-a întâmplat și efectiv, este o asociare inconștientă atât de frumoasă și profundă, că noi vedem chestia aia, nouă ne place și o vrem o vremea noastră. Sau aceeași culoare putem să o întâlnim într-un restaurant în care n-am fost niciodată. Intrăm și zicem, mamă, ce frumos e! Și tu n-ai avut experiență. Nu știi cum e personalul, dacă e drăguț sau nu. nu și dacă mâncare e bună. Mm -hmm. Nu știi nimic. Dar tu, imediat, intri într-o stare de îmi place. Și asta e, asta e modul nostru de a ne traduce, dacă ceea ce vedem L-am asociat inconștient cu ceva Pozitiv sau negativ Pentru că noi simțim emoția Stimulul cheamă Pentru că e ca un fel de buton Percepem, citim Faptul că este totul la nivel inconștient Nu ne dăm da. seama Dar simțim emoția în corp da. Și ca să nu ne bunim Partea logică zice Emotivul Raționalizează da, da, și ce îmi deci, place Eu ce înțeleg e așa Că practic culorile Sunt ca un fel de ancoră Uhum. Pentru experiențe anterioare pozitive sau negative Iar ancora cromatică poate să polarizeze o experiență Că e o masă în oraș, că e cum e îmbrăcat un om care ies la o întâlnire, la un date da. Că e o mașină și zic, mă, cât de mișto e mașina uhum. asta Nu neapărat pentru că îmi place forma Apropo de artă unde spuneai că stilul e secundar cromaticii că mai mult evaluăm după cromatică decât după stil în sine, că e, nu știu, modernist, nu mă pricep, dar adică nu o să intru în zona asta, că sunt în afara zonei mele de competență. Foarte interesant. Mi se pare că se leagă foarte frumos de ideea asta a creierului ca un mecanism predictiv, care ia din experiențe anterioare, combină cu inputul senzorial curent și dă o predicție, o percepție care schimbă starea și care influențează cumpăr, nu cumpăr. Absolut. Da sau nu. Două lucruri vreau să te întreb aici. Care e aplicabilitatea în viața ta personală sau care ar fi aplicabilitatea în viața personală a oricărora din cei care ne privesc acei descoperit? Deci cu ce te ajută să știi asta? Și după aia vreau să te întreb pentru business. Cu ce ajută în business chestia asta? Cu ce ajută, nu știu, arhitecți, designer de interior, oameni care lucrează culori? Da, asta fac acum cu, în mod, să zicem, profesional de, de când mi-am mi -am deschis firma, dar am început să aplic teoria asta a subiectivității culorilor din 2015, când am început să am o relație cu un arhitect și să văd cât de dificilă e partea asta. Și mă rog, suntem în Italia, adică culorile sunt foarte importante și sunt acceptate, și, dar lumea intră în panică când ajunge momentul ăsta. Și asta se traduce cu... Când ajunge momentul de a le alege de a pentru propria casă sau... Da, nu? da okay. adică orice chestie te pune în față, de ce culoare, uh, gresia, faianța, mobila, uh, orice detaliu, ai, și ai un catalog de culori infinit. Trebuie să-ți iei o canapea și asta, asta fac și firme. adică îți dau posibilitatea să personalizezi. Pentru că este și un plus, adică de ce să avem toți aceeași chestie, De ce nu mm. o faci a ta? Și de fiecare dată când zic Ok, hai să luăm faianță, să, să vedem Și tu vezi așa un catalog de, de forme și de, și de culori Și de finis, finisaje incredibile Și lumea merge, știi cum e, când ai prea mult It's de safe, ales da. Nu, merge în crash efectiv, Da, 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 nu te mai și știu. blochezi analysis, da, E ceva da. ce eu am trăit De exemplu, da. în procesul de a decora un apartament În care ne-am mutat anul ăsta Alexandra putea să vadă ore în șir Modele de comode TV, de exemplu Pentru mine, de la Câteva minute încolo toate arătau Oveste, la fel, nu mai putem disting între ele, nici lemnul nu mai dădeam seama, era stejar, dar arăta cam la fel. Da. Și uite, în cazul meu, noi am ales ceva cumva safe, adică e în linie cu ce am descoperit ulterior și noi am făcut-o aiurea, în sensul că n-am făcut testul înainte să ne descoperim identitatea cromatică și suprapunerea, asta e partea cea mai mișto, că ce lucrează Andreea pentru cuplu, de exemplu, îți permite să descoperi care e identitatea ta cromatică, care e identitatea partenerului, sau partenerei și să le suprapui și să vezi ce avem noi în comun. Mm. Ceea ce e grozav, că în momentul ăla atât dezbaterile despre culoarea pereților, perdelelor și așa mai departe ar fi mult mai simplă, mm. dar și dacă suntem un profesionist care asta face, suntem arhitect, suntem designer de interior, eu ce înțeleg e că dacă reușești să descoperi identitatea asta cromatică a clientului să-i faci o propunere în zona aia, tu știi ce e place? cam da. Tu știi? nu, nu, e, e cam da. e da și E, e un pic pentru mine chiar dacă o fac de atâți ani. E de fiecare dată e wow. Deci am prezentat din nou proiectul de culori la un cuplu și mi-au zis da la orice. Da, 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 da. descrie ne un pic procesul. Și uite, poate ne descrii și testul, era color uh -huh. test. Da. Cum l-ai gândit? cum funcționează și putem să ilustrăm chiar pe mine și pe Alexandra, că suntem cobai, <laughs> am fost cobai fericiți să fim cobai. Descrie-ne un pic cum are loc. Da, deci totul pornește de la un test care am readaptat, să zicem. Este un mod de a citi în un mod logic, într-un fel, să, să înțelegi cum funcționează în mod logic. În la început o ședință de racolor se era cu hipnoză, numai că okay. nu toată lumea este dispusă să chiar dacă este foarte pozitiv și frumos pentru că oricum vorbim de amintiri frumoase în cazul da. ăsta, dacă vrem să descoperim identitatea cromatică cu culorile care ne fac să stau bine, deci da. nu mai evenimente frumoase. Și era limita asta. Și deschiderea eu... oamenilor dacă cred că și susceptibilitatea la hipnoză sau nu, că da. unii sunt mai, alții mai puțin. Da, dar oricum fiind o hipnoză dinamică este light Era totul foarte light Dar până nu o încerci nu știi și oricum era rezistența aia Și până nu am descoperit uh, testul de asociare implicită Implicit Association Test Care fix pentru asta s-a născut în 98 prin Harvard Ca să înțeleagă cât culoarea pielei unei persoane da. uh, Crea un fel de prejudiciu. Prejudecată, Prejudecată Era, uh -huh. în fața judecătorului și uh -huh. pentru că în America fiind cu tema asta foarte da foarte, foarte mult mai multe persoane foarte, de culoare foarte foarte care profundă, ajung în pușcării, care sunt efectiv condamnați. au niște cum se zice pedepsi sunt pe, da, da pedepsi mai 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 lungi Stricte, și mai, mai dure, dure mai... făcând făcând aceeași crimă ca o persoană de culoare albă. Uhum. Și atunci au zis, ok, hai să facem să vedem cum reușim să dăm să-i să, să, să dăm un judecător la o persoană de culoare să fie cât mai obiectiv posibil. Și au creat testul ăsta și, practic, îți măsură rapiditatea de răspuns. Da. Și l aplicau nu atât la persoanele care știau că erau rațiste, dar cât erau cum, la alea care erau convinse că nu erau că nu rațiste. Sunt. Da. Că eu am prieteni de culoare, că eu frecventez aia, că eu fac și că susțin și că nu știu ce. Și prin testul ăsta vezi asocierile implicite, adică chestii care nici tu nu-ți dai seama și nu ești conștient. Seamănă un pic cu free association în testul lui Jung, în care ți a arăta sau spunea cuvinte și da. Jung și Freud. În psihologia analitică și în psihanaliză era ideea asta, spun, sau cum e testul Roșia, în care ți arăt cerneală și tu spui ce vezi. E același da. principiu, în spate Prin... în care trebuie să zici repede, să uh -huh. n-apuși să raționalizezi, să procesezi conștient și să vezi ce e acolo prima asociere. Da, practic e ce trebuie să zici da sau nu, deci e foarte simplu, foarte simplu. Acum intrăm în testul tău, da? da? Deci. Da. Prima dată eu mi-aduc aminte că uh, m a invitat să mă gândesc la niște amintiri uh, frumoase. Ne dai niște exemple de întrebări? Da, deci testul e făcut în trei momente. Da. Uh, prima parte de introducție eu chem uh, introspectivă, da. în sensul că pentru a sensibiliza atenția selectivă mm -hmm. în persoane, adică uh, să, să fie mai ușor să înțeleagă dacă îi place sau nu o anumită chestie, uh, trebuie să o bag în statul ăla mental, într-un fel. Trebuie să bag creierul în, în, într-o zonă pozitivă și asta se face pur și simplu făcând persoana să se gândească la niște momente, ok? În cazul ăsta sunt șapte emoții care eu doresc ca persoanele să le aibă în casă, fiind dragoste, plăcere, uh, uimire, uh, arde, acum nu știu să le traduc imediat în, în română. Da, uh, da, 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 da. Așa, și așa mi-aduc aminte. Aduți aminte ultimul moment în care ai trăit da. plăcere, în care ai da. trăit bucurie, în care ai trăit uimire? Da. Da. Okay. în care ai fost satisfăcut și... Și, le am practic, notat. Le-ai scris pentru că e important să. Pentru că unele persoane zic, bine, gata, știu, dar e generic. Tu mm -hmm. ai nevoie efectiv să e te focusezi pe, o, pe, o, pe un eveniment. Și în creier ce se întâmplă? Că odată noi stocăm emoțiile, nu în aceeași zonă. Dacă tu te gândești la ultima oară când te-ai simțit îndrăgostit sau dragoste, că ai primit și că ai dat, practic tu chemi. Reactivezi rețeaua. Da. Și în momentul în care îți arăt astea 25 de imagini, care sunt abstracte, cu... Ăsta e pasul 2. Pasul 2. Pasul da. 2. Deci primul pas e că îmi pui, mă invit să-mi aduc aminte lucrurile astea ca să activez rețelele respective, să pot să fiu în starea potrivită, după da. care ce am trăit e că pe... În lăptul, faza 2, da. În faza 2 îți arăt într-un minut jumate, 25 de imagini, deci ai 3 secunde. Da, unde eu trebuie să zic cât pot de repede, într-o secundă. Efectiv, da. dacă imaginea în întregime îți place sau nu. Perfect. Și pur și simplu, da, nu, da, da, nu, da, nu, da nu, da, nu. Și eu notez tot ce ai zis, da? Și în a treia fază, practic, îți arăt doar imaginea care ai zis, da? Și da. această imagine ți-o splituesc, ți-o împart în da. mai multe bucăți, în patru, ca să înțeleg care parte din imagine a atras atenția ta. Mm -hmm. Și ce culori se, se, as, se ascund în spatele abstractului, imaginea asta abstractă. Și pur și simplu, ți se arată din 230 de culori care e compus testul. Da. E un fel de... Distilare. Da. Se scurge din ce în ce mai mult până ajungi la o combinație și rezultatul poate să fie între 15 și 30 de culori și practic sunt, aia este identitatea ta cromatică și fiecare culoare care este în test tu ai înregistrat-o fizic într-un moment din viața ta. Și dacă le folosești activ, deci poți să uh, reactivezi părțile alea, din tine, în mod conștient, deci. Prin a avea respectiva prin paletă orice. cromatică da. în mediul în tău. tău. da, în mediul tău. Asta, înainte de a le arăta oamenilor efectiv cum au arătat rezultatele la mine, Alexandra, respectiv la noi, ca și cuplu, Înțeleg că, practic, utilitatea majoră a înțelegerii și a cunoașterii identității tale cromatice acasă e că tu poți să-ți construiești un mediu. Uh -huh care să te reconecteze cu precădere la emoțiile care îți fac bine. Că nu ne dorim să simțim tristețe, frică, depresie, amărăciune, mai ales când ne ducem acasă, deși e sănătos să le simțim, după cum am vorbit în tot sezonul 6. Asta e utilitatea personală, că pot practic să am niște ancore care reactivează în mine stări de bine. Da, pornește totul de la faptul că în 2022, mă rog, de câțiva ani buni, suntem un indoor generation. Și asta înseamnă că petrecem 90% din timpul mai nostru Mai ales după pandemie? Mai ales, deci și mai mult pentru că asta era o pre pandemie 22 de ore pe zi în ambient închise, deci oficii, casă, etc. În Italia se petrece, se petrece înainte de COVID 67% din timp în casă, mm -hmm. deci îți dai seama cât e de important să stai într-un loc unde te simți bine. Mm -hmm. După pandemie o să fac acum alte cercetări cât se petrece, deci remote adică work și de toate, da, foarte mult. Și totul pornește de aici, adică ambientul ne condiționează foarte mult starea psihologică, emoțională și fizică și fizică, pentru că culoarea sau absența de culoare cu albul da. <laughs> și aici este efectiv... Alb, gri, crem, abia aștept așa, să vorbim. să vorbim și despre asta. A, efectiv, um, poate să te stimuleze constructiv sau să te depriveze sensorial mm -hmm. în cazul albului sau griului sau uh, bejului și stresăm corpul inutil, pur și simplu ne ne, ne creăm un ambient... Uh, neproductiv, hai să zicem, nesănătos. Până la nesănătos, deci nu doar neproductiv, până la da. nesănătos. Erau niște uh, cercetări pe care tu mi le-ai povestit când ne-am văzut înainte de înregistrare cu alb în pușcării sau unde, în, în spitale în sau unde Iran? era alb peste tot. Da, sunt două cazuri să am adus. Una yeah. cu Iranul care este o metodă de tortură incredibilă, pur și simplu prin uh, a pune o persoană într o cameră albă, cu complet. lumină albă. Cu totul. lumină albă, complet albă, Da, îmbrăcat în alb, patul alb, cu mâncare albă. Uh -huh. Și după primele 24 de de ore, persoana începe să aibă halucinații și începe să aibă depersonalizare și începe să efectiv să sufere. Deci e tortura uh, care e cea mai invizibilă, dar este extrem de intens. incredibil de painful, de dureroasă și Uh, se joacă foarte mult pe mental. Adică, persoanele își imagineau că nu, au, nu mai aveau capul, nu mai simțeau brațe, nu mai simțeau corpul. Deci, efectiv, faptul că uh, culorile sunt necesare pentru noi să vedem spațiu, să vedem profunzima, să vedem diversitatea între chestii. Deci, faptul că un măr e roșu și frunza e verde, noi știm ce trebuie să mâncăm sau nu învățăm. Adică, și să vedem diferența. Și distanțele, și, deci e, și mai ales ne ajută să ne regulăm uh, emoțional și uh, mental. Și pe cealaltă parte au făcut în 2018 o cercetare foarte importantă și practic. Deci nu a fost doar, hai să vedem exemplu, dar au pus -o în practic într-un spital în Germania, da. în care este, a fost un, este un spital de terapie intensivă, adică făceau niște fac niște. Uh, cum se zice, operații da. foarte mari și foarte grele pentru corp. Da. Deci uh, când îi recuperează, se... Uh, da. După operație, după când operație pacienții sunt la... Fix, persoanele sunt foarte da. vulnerabili. Da. Și tot spitalul, tot, de la sală, la, la, cu, la holuri, la camere, la tot, era alb. Și acolo au înregistrat foarte multe, deci, aproape fiecare persoană avea atacuri de deliriu după, uh, după operații. Okay. Și normal, îi se dădeau medicamente și încercau să gestioneze. Deci relația între infermieri și doctor și pacient era mult mai dificilă. Și au zis ok, hai să vedem că tot în același oraș... Spitalul ăsta era alb? Nu l-au făcut special pentru un studiu? Așa, studiul, așa era el? Nu ca se multe știer, spitale, ca de altfel multe unde spit... doctorii sunt îmbrăcați în alb, asistente în alb, spitalul da, alb... Da, uh, da, adică în ultima vreme au și văzut au început să îi îmbrace în verde. Mm -hmm, sau albastru. Pentru că ochiul mm. când mai ales doctorii când se concentrează pe roșu, da. într un fel ochiul trebuie să compenseze și dacă e vede alb îi apar ca și cum în, în ochi îți apar niște buline verzi. Uh -huh. Și te, te obosește foarte mult și trebuie să te focusezi. Și de-aia, dacă tu vezi verde, ah, ochii tău se relaxează imediat. Aha. Adică nu mai are nevoie de compensare. Okay. Și de-aia avem uniformele verzi în, okay. în majoritatea spitalelor. Foarte interesant. Dar Bun, și-au colorat... Și-au făcut un studiu și-au colorat și pur și simplu, colorând pereții și mai ales ce a fost important să, să diferențieze uh, folosința camerelor. Deci asta e sala de operații, asta e sala de relax, asta este sala, uh, asta e camera pacientului. Au văzut niște, deci uh, chiar vă rog să vă uitați că este incredibil, este pe, pe YouTube. Uh, da, uh, o cum, să uh, trimiți link-ul. Aveți link mai jos, uh, uh, cum se numește sau ce să caute oamenii? Uh, healthcare, deci uh, cum este pus precis acolo, o să îl vezi în... Uh, este despre healthcare și spitale Cals. Colors okay. și este unic, este foarte, da. Și au, efectiv, au văzut cum persoanele au făcut niște cuestionarii, uh, da. înainte și după și să vadă care, care sunt beneficiile. Și, pur și simplu, prin culoare, au văzut că pacienții, nu știu, cu percentuale de 70% se simțeau mai protejați. Se simțeau... Te întreb, contează ce culori au pus sau doar să fie colorate? Adică au ales o, anumit, un anume, o anume culoare că e și ideea asta că, băi, albastru în mod universal aduce liniște, roșu în mod universal te agită. Apropo de faptul că dacă ai mașină roșie, prima de asigurare mai mare. Ok. E vreo universalitate și au folosit anumite culori sau ei au făcut un studiu pe persoanele care stăteau uh, în spital mai mult. Deci, efectiv, pentru că uh, nu se va putea face niciodată un proiect unde e, trece multă lume, nu poți să îi împaci pe toți. Cu psihologia clasică a da. culorilor, se împacă cam vreo 20% de persoane, într-un fel, emoțional, Uh, cu tipul ăsta de aplicație mai personală, până la 60, poți să ajungi să uh, întâlnești gustul persoanelor. Ok, okay? dar la spitalul mă particular. În cazul ăsta uh, doar au fost uh, interpelate uh, gusturile persoanelor care lucrau acolo cu... Uh, profesionalitatea persoanelor care au făcut proiectul și au găsit un, 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 un mic, Deci un între preferințele celor care efectiv lucrau plus ce știau da. cei care au construit și au da. colorat și asta mi se pare foarte da. interesant. Deci numai că au colorat, dar au diferențiat cromatic camerele. Da. da. Ceea ce mă gândesc că e important, uite eu dau un exemplu fără să am uh, background-ul tău, dar mă gândesc că ajută să ai birou în altă culoare, în altă cromatică, în altă energie decât camera de zi, pentru că e și o diferențiere psihologică. Când da? am intrat aici, organismul meu se pregătește pentru focus, analiză, muncă, intensitate, dopamina, adrenalină sus. Când mă duc în living, care e în altă paletă cromatică, și, dragilor, e sigur că poate să conteze și stilul Biro arată într-un fel, sau pur și simplu să fie camere diferite, e super. Mm. Că mulți oameni lucrează din lipsă de opțiuni în sufragerie sau în dormitor. Eu văd participanți la cursuri des, așa. Dar, practic, dacă sunt diferențiate cromatic, e mult mai ușor pentru minte să facă switch-ul, să intre în altă stare, alt setting mental, alt cadru mental, pentru că cromatica e ce evaluăm prima dată, cum am înțeles de da. la tine la începutul da. episodului. Bun, și, practic, oamenii. Beneficiile erau în starea de spirit a pacienților sau a medicilor sau și și? Tot. Toată lumea Tot. trăia. Doar, pur și simplu, prin culoare. Faptul că au adăugat culoare, au subministrat 50% mai puțin medicamente. Aha. Aha. Deci, tu zici, ok. Wow. That's da. something, da. Da, da. Și relația între uh, pacienți și infermieri s-a schimbat, și mai ales pacienții uh, Infermierii care lucrau acolo, zice când merg în sala de relax, mă relaxez. Deci, efectiv, pentru că e, îi dai un comand. E destinat. da, da. Imaginează-ți, așa e și cu casa. Când toți avem casele albe, creierul tău zice, ok, în afară că nu știi ce să facă săracul, dar care e diferența între cameră de dormit și, și bucătărie? Adică sau living, sau living, birou, da. sau loc unde muncesc? Da. da. Ok. Deci e un fel de educație, de educație, dar e foarte utilă și asta se întâmplă în genele noastre, adică în când dormim, culorile automat se fac mai închise și, nu? În și mediul în care în dormim, mediu... deci e bine să, sau, fie, să fie culori mai închise. mai închise. Și dorm ca un copil. <laughs> și e logic. Are da? foarte mult sens. Bun, deci... Și mai ales pentru că uh, persoanele zic, ok, e prea închis, mă sperii, că nu știu ce. Dar tu, în camera de dormit, ce faci? Tu nu te duci acolo ziua și lucrezi uh -huh. în anumite cazuri sau gătești sau te relaxezi. Deci, E specifică. Camera de dormit e în care stăm bârlog, mai puțin. E unde da, intram da. la adăpost. Eu empatizez cu asta. Mie îmi plac mediile mai închise. Da. Uh, hai să vorbim un pic uh, la persoana întâi. Eu propun să ne arăți uh, cum a fost la mine și la Alexandra, cum a mers la noi și după aia povestim și de reacțiile clienților, de aplicabilitate mai multă Absolut. în business, dar asta a fost cel mai relevant. Așa. Deci avem Paul... Noi am făcut testul și la mine a ieșit așa. Ia să vă arătăm. Deci Andreea a trecut cu mine și cu Alexandra prin procesul ăsta în care mai întâi ne-a pus întrebările care să ne reactiveze rețelele astea asociate emoțiilor pozitive, amintirile care să producă practic chiar activarea aia cerebrală, după care ne-a arătat imaginile, câte erau? 25. 25, rapid. Da. Burst fire, trebuia să spunem, îmi place, nu-mi place, îmi place asta, da, nu, da, nu, repede. Și după aia am intrat pe sectoare în da. fiecare imagine să descoperim. Și la mine, dragilor poza arată așa. Arată așa, Vlad? Arată așa. Arată așa. Voi aveți și pe ecran mult mai clar O să o vedeți mult mai bine de atât Concluzia, Andreea, îmi povestești un pic Despre ce și la mine Inclusiv procentele Că e interesant pentru oameni să aibă coordonatele Să știe ce, ce evaluează testul Atât dacă vor vrea să-l facă După ce urmăresc episodul Și o să ne dai tu detalii de unde Dar și să înțeleagă după ce e util să se uite Când își amenajează un apartament Când își decorează o cameră Așa, practic fiecare culoare care a ieșit aici în test, în momentul cât, când tu trebuie să alegi ceva, poți să te referi pe, pe asta și îți indic efectiv care este priori care este clasifica prefera, culorilor tale preferate. Deci, în cazul tău este galben, negru cu gri, deci mm -hmm. mai mult, albastre, verde, roșu și violet, care ai una pe acolo. Da. da? În comun cu, poate și cu. Da, e, un, e roșu ăla. Ok. Și după ce aici o vedem. Se poate determina prin paleta care o vezi în dreapta da. uh, cu intensitatea luminii, să zicem. Aici, asta mi se pare interesant. Deci testul măsoară întuneric sau, cum să spun, lumină închis, mediu întunecat, mediu luminat. Da. Cum sunt ele numite acolo pentru oamenii uh, care se uită? Chiar e scurie. Chiar este e deschis. întunecat, da. scurie luminos. Chiar e... Uh, Deschis. Deschis și scuri e întunecat. Exist, Bun. Da. Și la mine preferința... Tu ai o percentuală de 75% întunecat da, și 25%. după cum vedem. Deschis, da. Și, și asta 25 tot pornește de la, de la observare, că efectiv sunt unii clienți care zic... Mi, mi place lumina, ferestrele mari, deci, efectiv, dacă te gândești, eu, arhitect, care nu știu detaliile astea și îți fac un prete negru sau cred eu că poate să fie, nu știu cum, efectiv, tu îmi refuzi proiectul. Zici, nu, nu-mi place. Și prin asta eu pot să văd deja că ție-ți plac, să zicem, culorile mai închise. Deci, uh, psihopercepția ta a unui ambient, plăcut. plăcut, este mai închis decât mai deschis. Știi să fie bright și cu multă lumină, și în cazul tău, aici se poate vedea, mă rog, se poate vedea de obicei, preferința între culori calde și reci. Unde? <laughs> în cazul tău sunt foarte... e, fo e foarte Polarizat. polarizată și e, e mai ușor să lucrezi cu niște clienți așa. Da, OK mă bucur. Că e mai, e, e atât de clar. Și în cazul tău uh, au ieșit mai mult reci. deci uh, 75 când se zice cu 25 rece, sau... Cum erau 70 cu 30. 70 cu 30. Da, când se zice rece, ne gândim la culorile albastre, verzi violeta astea, efectiv pentru au efectiv puterea să ne răcească corpul uh -huh. prin undele electromagnetice. Electromagnetice și alea calde sunt roșu, portocaliu, maro, galben. Din care eu prefer câteva, cum ar fi portocaliu, cum ar fi anumite nuanțe de roșu, din ce da. mi-aduc eu aminte. Dar, dar, dar prefer mai mult. Ai. Un La... albastru, o cameră albastră exact. cât o cameră portocalie. Și abia aștept să ne arăți și asta. E frumos că odată poți să faci testul pentru tine și pe mine m a așteptat să înțeleg când am văzut acolo și combinațiile, culorile care mie mi-au ieșit în test, sunt culorile în care eu am cele mai multe haine. Fără să știu identitatea mea cromatică, dar m-a ajutat să mi dau seama ok. De deci ce îți des... place ce? Exact, și inclusiv. M-aștept să înțeleg accente, că mie nu-mi plac mediile complet reci sau uh -huh. complet întunecate. Mie, da. de exemplu, îmi plac casele cu geamuri mari, dar nu-mi place să bată lumina direct prin geam în cameră. M eu, cum să spun, a a îmi place să fiu un mediu luminat, dar nu-mi place să fie un mediu luminat unde lumina bate direct. Uh -huh. Apropo de cald și rece, mai dau un pic de context, că asta iară poate fi relevant și sunt curios dacă se leagă și de asta, dar mie îmi plac mediile răcoroase. Mie îmi place la munte, îmi place unde-i frig în general. Ce, ca în studio ăsta, <laughs> ceea ce, uh, nu știu dacă are legătură cu cromatica, dar cum noi am stabilit că culorile au și componenta asta kinestezică și spercepute și pe, prin epidermă, nu doar uh, vizual, might are. be something are, there. Are, 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 ok. Are. Bun, am făcut testul nu doar individual, dar a făcut și Alexandra și aș vrea să ne zici un pic, uh, dacă a poți așa. să mi-l dai mie, Palmeu. Sine? Așa, este al ei. Hoftim. Asta povestești tu despre el. dă mi un pic, plis meu. Ok. A, așa, deci la mine, dragilor, așa arată treaba și am stabilit că avem un 25 luminos, 75 întunecat, 70 rece, 30 cald. Bun, și acum hai să vedem cu ce am avut noi de... Și aici am Alexandra, care... Uh, percentualele ei sunt un pic diferite. Un pic. <laughs> ok. <laughs> și cum ziceam înainte, adică, uite, să zicem că la prima vedere, faptul că e 55-45-45-55, tu ziceai că e echilibrat nu are... 55 uh, pentru uh, public, deci 55 ce are ea? Uh, să zicem luminos. deschis, da? Da. luminos și închis, deci hai să zicem că are o mică preferință. ea într-un fel e ok un pic oriunde, să zicem. Aha. Nu are polaritatea asta așa. Dar trebuie să ținem cont și de asta. Pentru că înseamnă că uh, are, e și mai bine predispusă la avea mai multe culori opuse una lângă alta. Vede contrastul. Tu ai avea nevoie mai mult de... Uite cum vezi aici, uniformitate. negru, gri. Da, uniformitate. Da, da și de la de mine vede. uniformitatea contează da. mult. Da, și eu, de exemplu, nu dețin haine cu model sau cu... Printuri, Forme, da. cu printuri, da, totul e monocrom. Maximul meu de variație e asta și îmi place să le combin, dar în blocuri mari: pantalonii de o culoare, tricoul de o culoare, cămașa, așa trebuie să aibă o culoare din ele la alte. La Alexandra, inclusiv pentru cei care au uh, văzut-o, ea e mult mai confortabilă și cu. Print-uri, cu mesaje, cu lucruri de felul ăsta și asta deci practic se vede și acolo. Da. E confortabilă de scritul și medii întunecate și medii luminoase sau preferința ei nu e la fel de clară cum ia mea, unde eu mai degrabă am nevoie de umbră, da. shade, da. un mediu care să nu bubuie cu lumină, motiv pentru care mie, de exemplu, la plajă nu-mi place foarte tare, îmi place mult mai mult sub un copac pe munte, uh -huh. Sau lipit o stâncă sau ceva de felul ăsta pe munte, în timp ce Alexandra e super fericită să stea în mijlocul soarelui, ca să zic așa, în lumina soarelui, bun. La preferință cald-rece, ea cum e stătea? Un pic mai spre cald. Ok. Deci da. un pic da. mai deci spre cald. Ne e spre în șai Și în zodiac, și în Zodiac și în PSM și. Da, dar chestii, chestiile astea sunt determinate de. Uh, adică. Unde ai trăit? Experiențele care ai făcut te condi îți condiționează preferința, mm -hmm. ok? Deci, uh, uh, acum nu știu asocierea cu semnul zodiacal, da. dar da, în cazul ei, uh, un picuț mai cald. Deci, când noi alegem culorile de... Uite, în cazul ei, acum când vorbeai pe ea, care preferința asta o văd și cu un tapet, cu multe forme. Mm -hmm. Pe tine nu te văd, ok? Nu te Sau da, așa. pot să zic din cum am considerat la apartamentul pe care l-am decorat anul ăsta. Până la urmă nu avem tapetă, nicio mm -hmm. cameră, dar nu avem și din niște motive funcționale. N-am reușit să găsim niște oameni care să-l pună, mă rog. Uh, dar cele pe care le-am considerat, apropo de nevoia mea de uniformitate, trebuiau să aibă culorile mm -hmm. a ce era deja în cameră. Mm -hmm. Și mi-aduc aminte că am petrecut Cred că zeci de ore pe balcon cu laptopurile în brațe, uitându-ne la perez, tapet, fopsea și așa mai departe, încercând. La mine, dificultatea principală era ce alte culori mai sunt aici, că eu am nevoie să fie coerență. Uh -huh. Ea era mult mai confortabilă și cu. bai că merg! Orice merge cu negru, merge cu orice, nu știu ce merge cu orice. Deci, testul ne poate ajuta să înțelegem pre preferința pentru deschis sau, mă rog, luminos întunecat, cald-rece... Și ce culori. Și ce culori specifice. Ce culori? Și aici... pentru că dacă e albastru, da. prin test știi ce tip de albastru. Da, după că cum sunt... vedeți și pe ecran. Pff. Da. Ne traduci tu un pic că testul momentan output-ul e în italiană, Italiana? deci chiar însemna... Deschis, luminos? Da, luminos da, scurii scuri, întunecat, semi chiar mai degrabă deschis, da? semi scurii mai degrabă închis sunt pre, predominante astea ale mele. La mine pare să că cele mai multe sunt acolo. Da. Mai degrabă închis, bun. Uh, ultima parte e din închis. testul ăsta din dreapta, uh, povestei tu cu bastonașele și cu conurile din ochi, ăsta ce. Uh, bastonașele, se adică uh, celulele la care uh, măsură luminozitatea mm. ambientului și acestea efectiv sunt, uh, cum ziceam, rapiditatea unde electromagnetice de la suprafață la ochii noi, okay. noștri. De aici ceva aplicabil, acționabil putem să deducem? Nu, asta îmi trebuie mie. Îmi trebuie mie ca să determin după aceea toate, toate percentoarele astea care tu vezi aici. Aș vrea să îmi dai tu și uh, profilul Alexandrei. Da. Și acum să vedem. De deci, dragilor, odată vedeți așa. Și le vedeți pe ecran voi, dar eu încerc și aici. Uh, faptul că... De ce are mai multe la semi cum să numea... Semiclare, da. semi-deschise. Da, la mine la cele închise, da. un pic mai multe. Uite, chestia asta pot să țin în considerare în momentul în care știu că tu ai biroul tău acolo în casă mm -hmm. și să-ți fac biroul mai mult pe placul tău pentru că tu o să stai acolo înăuntru. Mm -hmm. Și la fel cu uh, Alexandra, uite, dacă are biroul ei unde da. întâlnește persoanele, etc., ca să se facă să se simtă bine să fie un profesionist bun la rândul ei... bună. O, o să țin în considerare faptul că ea se găsește mai bine în, în semi deschise. Eu o să vă spun și o chestie foarte interesantă care nu are legătură neapărat cu testul uh, Andrei, dar se leagă foarte interesant în PCM, în Process Communication Model, metodologia asta pe care noi o îndrăgim și o folosim mult și acasă și la birou. Baza mea de personalitate, fără să o numesc, pentru cei care vin la curs trebuie să căutați lor în episoade care e sau să o profilați în timpul cursului, apar preferințe cromatice pentru roșu-negru și eu le văd aici. Mhm. Uh -huh. Negru, da. roșu, de la mine e mai mult vișiniu sau burgund decât roșu simplu Este. Uh, și al nuanțe de albastru, care uh -huh. corelează cu primele mele paliere ale personalității Că omul care a studiat asta a studiat 80.000 de oameni în timp de 20 de ani Între 78 și 96 și a observat și preferințe cromatice și de mediu În funcție de arhitectura personalității La Alexandra, în linie cu baza personalității ei, nu spunem care e Tot așa trebuie să cercetați Baza ei preferă mulțe, multe nuanțe din zona asta, violet, okay. uh, nici nu știu să numesc culorile astea, spectrul ăsta. Da, liliac, da, nu, așa, știu, lila, nu știu liliac, să, liliac okay, și așa lila. mai departe. Și la etajul 2, culori calde pastelate din registru portocaliu, Earth Colors, Sky Colors. Okay. Deci la mine roșu, negru sau burgund, vișiniu, roșu, negru și nuanțe de albastru. Și la trei galben portocaliu, la etajul 3 am preferințe pentru galben. Și cred că am niște galben. Nu-i chiar galben, dar văd că sunt niște nuanțe uh -huh. prin zona asta. Iar la ea, e interesant asta. Acum, în timp ce conversam, mi-a picat și fisa că, ok, deci personalitatea te poate predispune la anumite preferințe cromatice. Apropo de filtre, că noi inclusiv personalitatea o încadrăm la un tip de filtru. Și acum că am avut și insight-ul ăsta în direct. Hai să vedem cea mai interesantă parte pentru noi este că Andrei a reușit să ne genereze și o paletă cromatică sau identitate cromatică a cuplului. A cuplului, efectiv, care sunt culorile pe care eu mă bazez să, să le folosesc în uh, ambientele în comun. Deci, bucătărie, sală, efectiv, baie, unde, unde stați voi mai mult împreună. Uh, și chestia care mi îmi place foarte mult în partea asta, că acest albastru sau aceste culori, pentru tine mențin semnificatul care le dai tu și pentru Alexandra mențin semnificatul ei. Și deci, că efectiv, pot fi diferite. Deci, absolut, în sensul în care ne plac amândurora, tine, da, dar poate să aibă se resorturi se interioare diferite. Da, pentru unul deci... poate să însemne, nu știu, bucurie, pentru altul liniște. Pentru absolut. unul poate să însemne da. iubire, pentru altul super. Da. Uh, Acum, dacă îmi dai puțin... Și mai ales faptul că, uite, tu, de exemplu, roșu, tu poate da. l-ai înregistrat când aveai 5 ani într-o situație și Alexandra poate 20 de ani. Da. Și se menține individualitatea voastră, dar amândoi beneficiați de, beneficiați de o senzație plăcută. Aici e partea nasoală, că noi am făcut testul ăsta după ce am terminat de amenajat casa. Eu pot să spun așa, că avem niște nuanțe din ce ne arată Andrei aici. Mm. Avem ceva prin zona asta, avem negru Laveți, semnificativ, la și roșu. avem, nu știu ce e, bej sau nu știu, da, un fel de bej alb, alb, așa care cum Care pe canapele. Da, da. <laughs> și ea a fost albă, dar cuinii cățelul contribuie la a deveni bej în da mm -hmm. sigur. Uh, în dormitor, cred că avem o nuanță care e cam așa, un mix între două dintre ele. Deci, interesant e că noi intuitiv, fără să știm știința din spate, fără să avem testul, fără să fi trecut prin pași, fără să le vedem în fața ochilor. Am căutat cumva ceva în zona uh -huh. asta, băi, dar vreau să mă uit la voi când zic asta, guys. A fost foarte greu. Adică am început în... Cred că în decembrie anul trecut sau something like that, parcă așa ceva, când am găsit casa, am hotărât că ne mutăm în ea, că demarăm procesul de achiziție și cred că din decembrie până în mai, când ne-am mutat efectiv, deci cât, de an, am tot văzut culori, am tot Asta testat și partea complicată e că n-a fost cu metodă. Eu sunt un om care, după cum ai descoperit-o și când ne-am întâlnit la noi să facem testul, eu prefer structură și metodă. Acum că am vorbit despre utilitatea în cuplu. Da, deci noi cumva am ajuns cam la ce e aici. N-am ajuns așa bine cum... Uite, inclusiv îmi dau seama că eu simt nevoia de mai multe plante, pentru că amândoi avem verde în paletă și eu personal am verde în paleta mea cromatică, uh -huh. dar accente. Nu dominant. Și uh, vreau să te întreb... Cum aplici tu asta la tine acasă? Dacă poți să ne și arăți niște imagini, să ne arăți paleta ta cromatică și să ne arăți cum arată o casă care n-a fost făcută ca a noastră mai na, la nimereală sau la, cum să zic, suprapunerea asta fără metodă. Hai să vedem cum arată una cu metodă. Uh, o să-ți arăt niște case-stadiuri, dar da. am vrut să-ți aduc două poze de la mine acasă. Uh... Și paleta ta cromatică. Poate ne arăți și ne o povestești dacă... <laughs> paleta mea cromatică are o poveste destul de... Uh... Fanny, care e acesta? Uh, cum vezi, e foarte deschisă. Da. <laughs> uh, și niște culori uh, Când am văzut-o prima oară. Deci asta e, e, e fanii, efectiv, cum persoanele răspund la propria uh, identitate cromatică. Eu, când am văzut-o prima oară, am zis, mamă, sunt așa de plictisitoare. Oh. <laughs> Eu, <laughs> pentru că sunt. Calde de și... culori, uh -huh. am așa pale și. Uh -huh. efectiv. Și apropiate. Și... Și apropiate, da, și este mult băgat pe, cum ziceam eu înainte, culoarea carnei, mm -hmm. uh, care și e legată de amintiri, de pielea mamei și mm -hmm. sunt multe în spate. Și pur și simplu, una. odată ce am devenit conștient, acum când mi -am, m am mutat aici în București și mi-am refăcut casa, am zis să pun uh, sută la sută, în practic, din ceea ce, ce predic deci ce știu. Deci ești... Uh, showroom-ul e casa ta. Uh, da, și... Casele clienților sunt și urmurile mele, într-un fel. <laughs> Pentru că um, de câțiva ani am început să efectiv să am filozofia asta gata cu casele albe. Ok, deci, mie mi-a plăcut mult până în arăț vreau, doar să ne spui și pe înregistrare aici. Uh, tu mi ai zis și m-ai pus pe gânduri cu ideea aia că Albu, bun, deci delir, probleme cu sănătatea psihică, septicism, spital, nu nu, nu e dezirabil, deși majoritatea caselor sunt așa. Da. Dar ai mai zis tu și că griul, care e în super mod, acum mulți pereți gri, cum de evident avem și noi aproape în toată casa, plus bejul, care iar e culoarea default, așa, mulți oameni se duc acolo, sunt culori... Care dau sentimentul de mediu mort. spunei tu că e da. peșteră nisip. Cer mereu la persoane să se gândească în natură, pentru că noi suntem rezultatul evoluției mm. și casele în care trăim noi acum, așa cum sunt, sunt, au devenit așa în ultimii, hai să zicem, 100 de ani, dar și mai puțin. Prim, înainte, casele erau foarte colorate, deci, în orice clasă socială, uh, nu era concepută o casă albă, mm. pur și simplu cu mărirea demograficității și cu construirea și cu... Efectiv, persoanele au... întreprenorii uh, uh, care, da, faceau, care da, construiesc în casele, si da. pur și simplu să simplifice viața. Au zis, ok, nu o mai amenajăm până la sfârșit și cu detalii, lăsăm la să client să-și facă, să-și personalizeze. Ideea este că fix de la chestia asta îți fac ție o plăcere, a devenit într-un fel, un fel de epidemie. Lumea s-a pierdut, majoritatea nu știa cum să rezolve partea asta și și un pic cu moda. Adică moda te influențează foarte mult. Mm -hmm. Și dacă tu vezi într-una case albe, pentru că Kim Kardashian prin zăpăceala ei mentală, pentru că casa aia, îmi pare rău să zic chestia asta, dar uh, atâta de mult... Eu nu știu că nu urmărezi e albă complet sau... Este toată pe B. Deci, efectiv, Aha. parcă este un spital contemporan cu niște bucăți Aha. de mobilă și de artă superbe, dar este totul bazat pe, pe crem și alb okay. și persoanele care să zicem preferă ambientele total albe sau așa sunt uh, o manie de control. Mm -hmm. Pentru că nimica iese din uh, adică nu vezi surprize, nu? Este totul uh, Aha, uniformitatea. Da. Te întreb o chestie că poate sunt oameni în Rândul celor care ne privesc, care au case bej și albe, și se zi, pot să zic: O, Doamne, sunt obsedat de control sau înțeleg de la voi că nu e bine. Presupun că subiectiv, unii oameni, cum e și în paleta ta cromatică, pot avea și nuanțe de alb sau bej care, pentru ei subiectiv, să lor să le dea o stare bună. Da, dar cum ziceam: întreb persoanele, le vreau să se, să se, să se pună, și să gândească efectiv în natură unde găsim noi albul. Unde suntem cer de alb? Cer, nu știu. Ocazional, dar nici măcar că la nu e alb. Unde găsim bej? -ul? Unde găsim griu? Deci albul este acolo unde este absență de viață. Dar Iarna. Unde e? Nici nu... Iarna. Iarna, pe munți, zăpadă, mm. tot ce este alb. Și nici, și când și când suntem în la munte și este da. totul alb, da. noi avem cealaltă parte, albastru, albastru, și care se schimbă într-una, deci uh -huh. nu este stabil. Asta vreau să zic, că mie, de exemplu, încă de când eram copil, alb, de fapt nu alb în sine, dar zăpadă, îmi dădea un sentiment de liniște. Eu chiar și în orașul ăsta pe care mărturisesc încă o dată că nu-l iubesc foarte tare, Bucureștiul mi se pare că e un oraș... Frecventabil, iarna, când e parcă totul mai liniștit. Mă rog, iarna, când și ninja. Acum nu prea mai ninge în ultima vreme. Eu am preferință pusă. Iată. Da, <laughs> pentru mine, da. albu sau hai să alb, nu albu, zăpada și uh -huh. mergând pe uh, logica pe care am expus-o în episod, la mine, albu, venit pe filiera asta de zăpadă, plus verdele copacilor, plus albastru, îmi dă o stare de liniște. Tențe Dar e total. fix în zona asta, e lipsă de nu aș fi zis viața, aș fi zis agitație și pentru oamenii care caută genul ăsta de energie poate să aibă sens. Tu ce ne spui și abia aștept să ne și arăți e că dacă mergi pe gri, bej, alb, culorile astea care cumva sunt lipsite de energie, e pentru a aduce uniformitate dar poate să-ți energia, poate să te țină, practic, în punctul mort. E ca o mașină care nu e băgată nicio treaptă de viteză, nu-mi dă nici bucurie, nici entuziasm, nu-mi dă nimic, e acalmie, e... Te stresează. Inclusiv deci în linie te cu testul de care ne vorbeam. Te stresează și chiar dacă iese în de culori alb, da. uh, când tu îmi zici că ție-ți place uh, să stai în, cu viziunea în zăpadă sau oricum să, uh, să stai în momentele alea, tu nu cred că te gândești la o viață tot... continuă, așa, știi? Nu. Și casele noastre sunt aia. Da. 24 în 24 nu se schimbă. 60, nu? Și cât spuneai? Mai tu ales că ne stăm. facem casa și o gândim, o investiție pentru 10 ani, să zicem. Nu poți să o schimbi. În cazul apă viață Fiecare schimbare de anotimp. Anotimp? Da. Ok. Cum se întâmplă iarna? Deci, noi suntem. În natura este foarte schimbătoare. Casa noastră nu este deloc. Deci trebuie să o, o, o gândim, așa. Și chiar dacă iese în test, care este foarte, iese foarte puțin, ok, poate să iasă culori mai, mai deschise, eu nu le folosesc oricum, pentru că <coughs> poți să-ți creezi un domeniu unde știu că o să te stresezi, și efectiv albul amplifică starea ta. uite nu. <coughs> Am vorbit mult despre alb. <coughs> da, e, dai, e incredibil. Și cu cât mai multe știu, și cu atât efectiv nu pot să propun albu, predominant în casă, uh, tocmai pentru că uh, au văzut, efectiv, cum îți amplifică, îți polarizează emoțiile. Ok? Deci, dacă tu ești o persoană tendință, că ai tendință pesimistă, să zicem, te duceți spre depresie, dacă ești anxioasă, nevrotică, îți amplifică chestia asta și, efectiv, imaginează-ți o cameră și emoționalitatea, partea ta emotivă e o minge de ping-pong. Cu albul, îți se dă mereu înapoi. Ah, ce frumos! Okay. te Îți place mult că tu folosești metafore. Deci e ca și cum vine energia înapoi către tine. Da. Versus Am văzut paleta ta cromatică, dragilor. O aveți iar pe ecran ca reminder. Hai să vedem cum arată casa Andrei. Îți arăt o parte. Da, o parte <laughs> din casa părți, Andrei. Două părți, două părți. Da, îți o parte care se vede aici din sală. Super. Și casa asta e... Ce cameră vedem? Aici ai uh, living uh -huh. o parte din librărie, dar îmi place că prin poza asta pus să ale trei camere. Uh -huh. Ok? Și... Uh, Verdele de la bibliotecă, de la perete, că practic biblioteca da. n-are uh, capăt, da. e cel care ți-a ieșit și ție în test. Da, că și aveai mai o nuanță de verde. Da, și mai am uh, și celelalte. Acesta care vezi aici, în a treia, de exemplu, da. este o culoare care eu am ales să o adaug, care nu era în paletă. Nu era în paleta da? Și ce e că eu oricum ideea... de unde să nu vă bine? Albastru sau eu ce? Eu e? Tot un fel un de bleu. albastru, aha, verde, aha, care... Da, oricum toate culorile pe baza ce lumină primește, dacă lumina artificială, naturală, dacă e dimineață, dacă e după masă seară cu răsărit, se schimbă continuu. Asta e frumusețea culorilor. Cu albul nu prea. rămâne tot acolo, sau Foarte se duce fain. în gri. Da, și mm -hmm. de dinamicitate. Mm -hmm. Și în prima, în asta vezi efectiv trei camere și cum le-am diferențiat prin culoare, okay? da. Și asta este un, o alegere stilistică, adică eu am vrut să dau aici voce mai mult spre culorile mai, mai cu uh, caracter, zic eu, în cazul meu, da. în cazul ăsta verde, dar, na, uh, toată casa e pe tema verde. Deci am vrut efectiv să-i dau chestia asta, dar depinde. pe alte... Și uh, insistăm pe ideea asta, iartă-mă că te întrerup, dar vreau să fie clar pentru cei care ne privesc. Deci nu vorbim de universalitatea lor. Verdele nu înseamnă mod universal calm sau natură. Mm. Pentru tine poate să însemne Rochea mamei la ziua mea, la acest 5 ani. acest verde pentru mine da. este, l-am înregistrat pentru că mi-a făcut hipnoză Da. Uh, eram în brașov cu mama în vacanță, și uh, eram pe munte, și mergeam cu prietele mamei și cu toate copiii, eram numai femei. Da. Uh, și am întâmpinat un urs. Ok. Și, <laughs> Vlad, uh, <laughs> brașov și de ce o asociez cu o senzație plăcută? Pentru că mama, în momentul ăla, a fost așa de calmă. Eu eram fericită că vedeam un urs. Deci, Aha, a, deci oh, la tine, dopamină. ani, imaginează-ți. Wow, wow, Ursul, acasă. Nu, și da, stai, 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 o secundă. <laughs> nu chiar așa. Dar mi-a transmis o, sen o senzație de protecție și de liniște, cum a gestionat toată situația și mi-a zis, hai să-l privim, hai să stăm aici. Și, eu, efectiv, mi-aduc -am aminte că eram în spatele ei, ascunsă în spatele picioare și mi-aduc -am aminte scena. Și am înregistrat culoarea uh, pomilor, mm -hmm. care era. Era uh, genul asta de verde și, în test, a ieșit preciza, nuansa asta preciză, nuanța asta precisă. Deci, efectiv. Uh, mi-am făcut toată sala și cum se vede aici, pe ideea mea de gata ca, cu casele albe, efectiv, da. uh, și tavanul. Asta mi s-a părut foarte Totul. interesant. Total, am, am decis să colorez, uh, să pic, să vopsesc da. uh, ambientul și uite aici este în, din camera de dormit, se întrevede și baia. Este care... e în camera de dormit, ce da. vedem acum? Aha. Da, este o parte. Da. Și... Se vede baia unde, efectiv, am făcut-o 360 de grade. de deci sus, jos și... Aceeași culoare. Aceeași culoare. Și, și este ce stare. genială. Da? Este genială. Da, e... E incredibil. Deci, e... Și uite, aici se vede și pe uși. În cazul ăsta, de exemplu, în camera de dormit și în baie, am vrut să mimetizez, să mime, mimetizez uh -huh. se zice, da? Uh, toate închiderile, ca să pară efectiv o cutie infinită. Mm -hmm. Aici mm -hmm. am folosit albul în partea asta ca să delimitez intrarea, ieșirea, ca să știu Că faci tranziția în, în altă da, parte. Și să știu, să știe creierul într-un fel. Și aici că, toate astea că sunt amici. inconștient, mesaje ultra rapide, nu e ok, alb trec în altă nu, cameră. Nu, 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 e totul inconștient și e totul elefant. Elefant Și abia aștept să mă întorc acasă să te fie credată, deci... E... La cum arată, eu empatizez, uite, la mine, nu, nu știu, mă uitam la paleta mea cromatică, am și eu niște nuanțe Ai, știu, de verde. Niște, nu, cred mie că îmi dă o stare de... bună, mie chiar am dă o stare bună când mă uit la asta. Sigur, sunt și niște elemente care țin de tavan înalt, de forme, de spațiu, nu doar de culori. Am văzut cum arată la tine, am văzut paletele cromatice și la mine și la Alexandra, din păcate nu avem niște poze din casă, dar... Hai să mai vedem uh, spre finalul conversației de la alți clienți, dacă poți să ne mai arăți palete cromatice. Da, cum... uite, pot să-ți arăt uh, prima, înainte și după. Da, asta e foarte fain. Uh, este, și-ți arăt asta, da, e fix un proiect care am făcut aici cu studiul de arhitectură uh, din București. Da. Care te-au contractat să-i ajuți. Cu să care ajut să... cu ei, Super. da. Și uh, frumusețea lor este că nu numai îți fac proiectul, dar uh, au și uh, produsele care ți le pun în proiect. În sensul că fac, uh, sunt dealeri. Cu și produsele sunt italienești. Și, efectiv, când îți fac proiectul, îți adaugă totul de design, tot ce au ei și tu în momentul în care îl vezi e fix okay. și poți să, okay. poți să... Și efectiv, am, am făcut proiectul ăsta cu o fată de 22 de ani, uh, foarte norocoasă și foarte drăguță. Uh, pentru, pentru ea, că, ea e beneficiarul. Da, da, deci o fată single de 22 de ani care a primit această casă uh, și efectiv, am făcut testul Așa arată paleta cromatică. Asta dramatică. este paleta ei. Paleta deci, aici ce vedem? Uite, de exemplu. Opusul meu! Un <gântu -i> <gântu -i> mediu 70% luminos, okay. 30% întunecat, întunecat, 70% cal, 30% rece. Uh, da, da, bravo, așa. Și, practic, asta cum se, cum se traduce. De exemplu, uite, îți arăt aici niște imagini uh, din cum era casa înainte. Înainte, ok. Ok cumpărată de la o pereche de uh, persoane de 60 de ani și asta este era așa era înainte. Da. Deci mult alb. Mult alb, mă rog, luminos, tapet. Da, culori și bla bla bla. Uh -huh. Se reface de la zero. Altă și asta viață... este intră, Asta este efectiv când intri. Deci, uite, senzația că 70% cald. Da, asta e. nu e poză din casă, e randare. nu este, Da, este acum un work deci in e progress. E work in progress, da. acum se construiește, da. ok? Da. Se și, Da. Și efectiv luminozitate și culori calde. Și uite, așa vine Doare. tradusă paleta prin uh, alegerea orice, orice vezi tu aici, înăuntru. Știi ce mi se pare interesant? Că, ok, eu aș fi făcut-o diferit dacă era pentru mine, în mod evident. Uh, dar mi se pare foarte interesant că îmi place mai mult decât cealaltă, decât ce ne arăta arătat la bifor, numai din faptul că nu mai e atât alb. Da. Și iară, dragilor, de-aia e frumos în video, că puteți să le și vedeți, nu contează dacă îmi place mie sau nu, contează cum simțiți și voi, dar uite, pentru mine, faptul că apare toată culoarea asta și că avem, Varietatea asta care, sigur, pentru beneficiar ar trebui să fie perfect, exact ce își dorește. Da. Cum a reacționat când a văzut randamentul? Uh, Mi-a plăcut rendering? foarte mult. Da? A schimbat ceva? parcă îmi povestei tu o singură chestie că ei, ei propusese să fie ceva complet verde și a da, zis că e cam uite, prea e fix mult. Camera asta, care da. este studio în partea de sus, uh, faptul că eu am preferința cu verde și asta e, e un bias. Uh -huh. Deci noi. Chiar dacă sunt conștient de ce îi place clientului, eu oricum inconștient, adică uh, pentru mine ca să fac ceva frumos, trebuie să mă apelez la bagajul meu. Deci, mm -hmm. n ai cum să te de delimitezi foarte și dificil. de filtrele tale. Deci e foarte dificil, chiar dacă știi, asta e soluția. Doar pun o în practică și am zis, ok, uh, hai să fac studioul, să-i dau așa o notă mai profundă și l-am făcut tot verde, de verdele ei. Mm -hmm. Și i-a plăcut tot proiectul Și când a văzut partea asta Deci cu ea 70, eu știam 70 clar, deschis și 30 închis i a zis oh, Nu, uite te rog, hai să schimbăm partea asta Că îmi creează anxietate nu Că pot. era totul verde, era prea era întunecat Era totul închis, uh, întunecat, uh, da Ne referim la partea aia unde-s din spate Unde da, acum tu lăsat doar marginea Nu, de acum am lăsat procentuale de 30% să da, zicem da, în total. Very nice, dar înainte da. era totul verde În proiect până sus. Da, okay. un proiect oh. era total aici ca pac, să zicem mm -hmm. și care mie mi-ar fi plăcut foarte mult <laughs> dar nu e casa mea <laughs> Cred. Da. <laughs> dar nu e casa mea okay. și da, am schimbat uh, doar asta, dar uh, m, cred că în afară de pentru mine care uh, e ghilimele să-ți să, să, să faci propriul job și să faci lumea fericită um, da. e frumos să vezi cum clientul se simte da. înțeles mi-e citit în minte. Adică nici eu n-aș fi putut spune mai bine, într-un fel. Eu trebuie să mărturisesc aspectul ăsta că, iară, aici să vorbesc la persoana întâi. Pentru mine, dată fiind și nevoia de control pe care o am, noi când am amenajat apartamentul ăsta l-am făcut singuri. Uh -huh. Noi am ales mobila, noi am ales culoarea de pe pereți și așa mai departe și cred că e în proporție de 60-70% cam ce ne doream. Ar fi fost mult mai simplu, mult mai simplu dacă de la început făceam genul ăsta de evaluare. După care găseam pe cineva care să poată să și pună în practică ce ai, ce am descoperit împreună. Tu ne-ai făcut acolo și aș vrea să arătăm și asta spre finalul discuției. Ne-ai făcut o simulare. Da. Alexandra nu e cu noi, din păcate, în studio aici să vedem ce ar plăcea și ei, dar Andreu ne arate trei variante. Da, da. aici da. avem paleta cromatică a cuplului pe care, dragilor, o mai aveți și pe ecran dar o țin și eu aici și... E un fel de test care mie îmi place să, -mi, să joc simplu într-un fel, da. <laughs> să câștig ușor. Uh, este cum ziceam, este un close-up dintr-o cameră de dormit uh, dar nu este important ceea ce se vede, e fix combinația cromatică și ți-am pregătit o planșă pe culorile mele mm -hmm. care este asta mm. Așa. Aș putea, da. o zi, două. <laughs> nu, dar ideea la hotel. este că... Da. Um, ce simți în instinct, știi? Și tu zici drăguță. Da, exact. Și tu zici, poate asta nu mă nebunește. Dar... E mai aproape. Cred că Alexandria e mai aproape. Aia. Ok. Da. Dar când îți arăt asta... Deci Absolut pentru mine, eu îmi imaginam inclusiv în ce ne-ai arătat da. mai devreme, pentru mine aia e foarte în linie. E în linie și cu ce avem în comun, da, da, dar e în linie și cu ce am eu singurel. Da, majoritatea. Și, da, și, eu, și tu vrei zi, tot acolo? Tot așa cu albastru, da. okay. Bun, deci Vlad, te invit da, un da, da, ideea este că Uite, acum, sigur, în publicul nostru Găsim și oameni, da, ia, Care chiar. le placă da, hai să le ținem deci avem așa și ai tu și pe aceea Și acum e fix care, care o să fie statistica care place mai mult Subiectivitatea, dragilor Deci da. e despre ce stare vă dă vouă Și ce activează în psihicul vostru Nu e universal Din da. întâmplare, noi suntem doi gemeni Colegi de liceu, îndălțim da. similare Pasiuni da. similare, unul cu barbă, unul fără Care o preferăm pe aia Sunt curios, abia aștept Alexandra e în terapie la momentul la care noi înregistrăm Dar abia aștept să facem testul pe bune Și să le vadă și ea fără să-i spunem, uite, da. asta e cu paleta mea, asta e cu paleta ta, ci pur și simplu uh, feeling. pentru cuplu. Că ai avut un proiect și pentru cuplu. Ei, când au văzut intersecția între identitățile lor cromatice, tot așa, dau a fost rapid, ne place, vrem așa? Da, 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 da. Deci e un fel de bachetă magică. Da, da. pentru că vorbești limba. Uh, limba emoțională amândoră. Deci, efectiv, îi consideri pe amândoi. Beautiful. Comercial, aș vrea să zic o idee și anume că, ok, testul costă și evident, expertiza, tot ce ai învățat tu, toată expertiza și experiența ta au poartă costuri după sine, dar din practică personală zic, băi, una e să dai niște sute de euro să înțelegi partea asta despre tine și partener sau despre tine, punct, dacă îți faci casa doar ție, decât să plătești mii sau zeci de mii pe o amenajare interioară la finalul căreia te simți nesatisfăcut, nefericit sau neutru, ceea ce uh -huh. mi se pare foarte dureros să investești economii de o viață sau credit, nici nu mai vorbesc dacă faci casa cu credit. Așa că într-un fel, eu aș recomanda asta și pentru oamenii care sunt chipzuiți și sunt atenți la bani, dragilor, e altă viață dacă pleci în cunoștință de cauză și știi ce îți va da o stare bună, și, încă o dată, amenajerile de interior nu un episod despre promovat studiouri de design sau lucruri de felul ăsta, e despre psihologia din spatele culorilor și cum poți să-ți creezi un ambient, un mediu, și acasă și la birou care să-ți crească performanța cognitivă, să-ți dea o stare de bine și să te țină într-un spațiu psihic și emoțional în care să fii cea mai bună versiunea ta. Da. Mai puțin alb, bej, gri, Andreea. Pentru arhitecți, pentru constructori, pentru cupluri, pentru indivizi care ar vrea să beneficieze de ce știi tu să faci. Unde te găsesc? Um, să zicem, canalul în care eu sunt foarte activă uh, este Instagram. Pentru că îmi place efectiv să interacționez și este un tool, se cheamă RACOLORS. R-A-H da, în română... colors, în COLORS în engleză, nu în da, americană. Ok, cu... colors. Colors? R-A-H, COLORS. dar cu H bun. Așa... După aceea, pe Facebook e Colors Italy, și pe site-ul racolors.com este în construcție, dar este o parte unde poți să pui mail-ul tău ca să primești. Să în legătură O să fie gata și cu next evenimente ca să fi fost la curent. Să ți fi la curent. Să fii la Cu mult drag. Da. Mie mi se pare foarte valoroasă chestia asta. Știu că tu lucrezi și la o versiune digitală a testului, că acum noi l-am făcut cumva pozele, tu ai împărțit în pe laptopul tău lucrurile, în timp o să fie disponibil inclusiv în variant asta, îl completezi online. Da. Uh, utilitatea de ce am stabilit e și a căsică și la birou. Aș vrea să te invit înainte de a încheia, că a trecut timpul de nici mi-am dat seama, uh, dacă mai e ceva legat de culori, de subiectivitatea lor, de intersecția asta între uh, psihologia culorilor și neuroștiință, ce n-am adresat și ai vrea să mai aducem în discuție? Dacă mai e ceva ce simți că ar fi util pentru oameni să știe? Uh, în afară că. Uh, ceea ce fac cu lucrul asta este să aduc un fel de conștientizare. Uh, Că răspunsurile sunt înăuntru. Știi cum e fraza aia, nu căuta în afară, mm. nu, mai ales acum, în perioada asta din societatea noastră, care moda te influențează foarte mm -hmm. mult. Trenduri, Instagram și. Toate, da. mai ales um, obsolescența programată într-un fel, adică uh, modele, trendurile au și scopul ăsta. Să dispară, să, să devină să obsolescență. ceva. Și anul viitor, când se schimbă trendul culorilor, pentru că se schimbă, să te facă să simți că ceea ce ai nu mai e mai valabil, nu mai este de valoare. Și dacă tu uh, îți creezi viața ta și, și îți, îți cunoști identitatea și, cunoști identitatea în și cazul te știi asta. pe tine, și efectiv când cumperi ceva te reprezintă pe tine, nu mai cazi în manipularea asta uh, a marketului, să zicem, într-un fel. Deci e despre cunoaștere de sine? E despre a trăi și a crea medii aliniate cu cine ești tu, cromatic, și cu ce ai semnificat tu subiectiv, ca făcându-ți bine. E despre armonie în relație, Absolutely. e despre bani economisiți, dragilor, la amenajări de case, birouri, spații în general, și e despre a trăi mai bine, făcând apel la unul din cele mai puternice simțuri pe care le avem, văzul și am învățat azi de la Andreea că nu doar văzul, ci și simțul tactil. Da. Îți mulțumesc din suflet pentru mulțumesc conversație. E, uh, dragilor, sperăm că veți avea o viață mult mai colorată după episodul ăsta cu mai puțin alb, gri și bej. Eu mi-am luat tema de casă, uh, așa că până data viitoare călăresc puternic, elefant înțelept și colorat. Absolut. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.